9 puncte, în timp ce Minaur Baia Mare este pe 13 cu un punct mai puțin, 8. 11-le de start al gazdelor, Cixere, da, cu Genghe în poartă, Gal, Andreșli, Kelemen, Apro, Ivanovic, Kovac, Ciuroș, Omar, Elsaui, Jebari și Suciu. Minaur Baia Mare cu Băilă în poartă, Alexe, Mondragon, Simion, Stoian, Donca și Matei în fața apărării, Rotar, Paceco, Chinde și Bacare. Și Minaur Baia Mare urcă în clasament cu un eventual succes de la Baia Mare. Dincolo, 4-3-3, șansă bună de gol acum pentru Cixere, dar se complică Ivanovic. Petre Ivanovic avea poziție bună de șut. A fost același Ivanovic, care puțin mai devreme a irosit o șansă bună. 10 minute echilibrate, însă până la urmă Jebari, centrarea lui Sofian Jebari, o ezitare a lui Băilă, nu a ieșit pe centrare. Și se dă lovitură de la 11 metri. Ce greșeală! Avea prin planul aici, da, o mână în gâtul lui Ivanovic, nu l-a văzut. E un elan foarte mare pentru Laurent Kovac. Perfect! Asemenea înălțime, pe centrul porții a plonjat în stânga Raul Băilă. Iată și în Ungaria, la Uipești. Deci rămâne în careu Suciu. Rezolvă Viorel Chinde, pleacă pe contraatac Baia Mare. Aștepta Moasir Paceco. Jebari la a doua bară, 2-0 de această dată Băilă. E vinovat pentru acest gol încasat de Baia Mare. Și tot după o centrare a lui Sofian Jebari, era acolo Băilă, scapă mingea, care trece acolo printre el și boară, se strecoară în plasă. Centrare pentru Ivanovic. A respins Cătălina Alexe și acum e faultat rotat de Kelemen, de Laurent Kovac. Jebari îl așteaptă pe Ivanovic. Alexe nu-l atacă decisiv. Ivanovic pentru Jebari. Frumos, minge trimisă prea tare însă. În lateral pentru Donca. Centrare. Nu e o minge respinsă tocmai bine, dar ratează șutul Stănescu. Mircea Donca, să vedem, a căzut un jucător de la capitanul Mondragon înainte ca Donca să execute lovitura de colț. Periculos, din poziție, excelentă, Mondragon trimite peste. Dar destinația celor trei puncte este clară. Laurent Kovac pentru Pârvulescu. Se închide acolo în tușă, reușește un dribling superb, continuă Pârvulescu, merge fața porții. Superbă această fază care duce la golul 3. Raul Șandor, o fază lucrată de doi fotbaliști intrați în repriza secundă, Pârvulescu și Șandor. Cea mai frumoasă fază a meciului. Iar apoi saltă această minge pentru venirea lui Raul Șandor. Fiecare
Final de meci, victorie cu 3-0 a celor de la Cixere, da, cu Minaure Baia Mare.